așa cum am auzit și mai devreme, epistola aceasta a treia a lui Ioan, epistolă scurtă și totuși o epistolă plină de îndemnuri și plină de puterea lui Dumnezeu pentru biserică. Vedeți, dacă în a doua epistolă ne aminteam noi că îndemnul este să lupți pentru adevăr și să nici măcar să nu-i primești pe cei care vin cu o învățătură greșită, pe cei care vin să dezbine, să strice în biserică. Ei nu trebuie primiți, nu trebuie salutați, nu trebuie să primească un bun venit atunci când vin, spune Apostolul Ioan. Aici, în a treia epistolă, el subliniază că merită să lupți, să lucrezi împreună cu adevărul pentru slava lui Dumnezeu. Este o epistolă scurtă care apostolul, așa cum am auzit și mai devreme și cum am auzit și despre prima epistolă, îndeamnă la dragoste pentru frați, dragoste în biserică și totuși există o diferență de slujire. Sunt oameni care slujesc pentru slava lui Dumnezeu, sunt oameni care spun că slujesc, dar de fapt nu fac decât să încerce să se ridice pe ei și să iasă în față, să fie văzuți de ceilalți, să-și impună voința cu forța de multe ori în biserică. Oameni care se cred stăpâni peste biserică și apostolul Ioan avertizează asupra unor oameni ca aceștia. Tot așa, apostolul Ioan amintește de diferiți oameni din biserică. E un Gaiu, un om credincios care lucrează pentru slava lui Dumnezeu. E un Diotref, un om care crede că poate să stăpânească peste biserică și poate să facă ce vrea el acolo. Și e un Dimitrie, un om despre care chiar și adevărul Domnul Iisus mărturisește. Și subliniază aici apostolul Ioan că faptele dovedesc ce fel de învățătură avem. Vedeți, de-a lungul timpului în biserică s-au ridicat oameni care au spus: noi avem învățătura bună. Uitați, e scris aici, o avem scris așa și așa, asta e singura învățătură bună. De fapt, apostolul Ioan, am citit împreună versetul 11, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Vrea să spun apostolul Ioan, arată-mi faptele pe care le faci și îți voi spune ce învățătură ai. Diotref, după faptele lui, nu are învățătura care trebuie să o aibă, pentru că se poartă ca și cum ar fi stăpân peste biserică. El nu înțelege că Domnul Iisus este capul bisericii și în biserică oamenii sunt chemați să slujească, nu să stăpânească. Și e Dimitrie și Gaiu, oameni sunt Dimitrie și Gaiu, oameni care înțeleg, în biserică trebuie să slujim, îl cunoaștem pe cel ce este Domnul bisericii și venim să slujim. Aș vrea să vedem trei imagini scurte. În versetul 3 am citit împreună că apostolul scrie: a fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și umbli în adevăr. În a doua epistolă, în versetul 4, apostolul scria parcă aproape același lucru. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și ar putea să spună cineva rău intenționat: ce face apostolul, folosește aceleași cuvinte? Chiar așa să te bucuri într-una? Dar vedeți, aici e diferența. Atunci când încerci să trăiești prin puterile tale, atunci te bucuri cu măsură. Mă bucur până la o vreme și la un moment dat spun: nu mai pot să mă bucur. Aici e diferența. Oamenii care se bucură continuu, au sursa, resursele lor pornesc din Duhul Sfânt și roada lui e bucuria. E o bucurie mereu, constantă. E ca un izvor care nu seacă niciodată. Bucurie pentru fiecare om, pentru fiecare credincios de care auzi că trăiește în lumină și umblă în adevăr. Mai este o imagine în versetul 4. Scrie apostolul: eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Și pe urmă în versetul 5, prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini. Umblă în adevăr și
lucrezi cu credincioșie în tot ce faci. Vedeți? Aceasta e umblarea în adevăr. Să lucrezi cu credincioșie în tot ce faci, nu doar în unele lucruri. E apostolul Pavel care lucrează la fel, cu aceeași putere, cu aceleași resurse și într-o biserică mare, așa cum e Corint, cu oameni importanți. Dar la fel și aceleași resurse alocă și în Macedonia, acolo unde oamenii sunt săraci și nu sunt mulți oameni importanți. Lucrează la fel printre oamenii marei lumii acesteia, printre cei din Roma, poate printre cei din casa cezarului, dar e la fel de interesat și de oamenii puțin importanți, de oamenii mici, pentru că el nu lucrează pentru a primi slavă de la oameni, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru că îl cunoaște pe Domnul Iisus. Lucrezi cu credincioșie în tot ce faci. Și mai este în versetul 6, ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Domnul. Vedeți, nu Gaiu a luat pana să scrie apostolul Ioan să spună am ajutat și pe fratele acela și pe fratele acela și am lucrat și așa și așa. Nu, oamenii aceia care au fost ajutați au scris. Ne-a ajutat Gaiu și probabil la apostolul Ioan au tot sosit scrisori. E fratele acesta care ne-a ajutat și alții au scris și alții și apostolul se bucură, vede pe Gaiu care lucrează pentru slava lui Dumnezeu. Am citit împreună aici, într-un chip vrednic de Domnul. Cum să lucrezi într-un chip vrednic de Domnul? Nu e așa că spunem și mărturisim că Domnul Iisus merită tot ce este mai bun. El nu merită lucruri de mâna a doua și nu merită doar ceea ce am putea noi prin puterile noastre să facem. El merită ce e mai bun și ne amintim din Vechiul Testament că jertfele care erau aduse nu trebuiau să aibă niciun cusur. Nu puteai să-i aduci lui Dumnezeu orice vită de care nu mai aveai nevoie ca jertfă și să spui folosește-o pe asta, pe alta n-am găsit-o. Nu, tot ce era mai bun era adus pentru Dumnezeu. Mai este un exemplu. Înainte ca Domnul Iisus să fie răstignit cu câteva zile, în Evanghelia lui Marcu și în Evanghelia lui Ioan găsim exemplul acesta. Este o femeie care vine atunci când Domnul Iisus e invitat la masă și nu erau toate lucrurile pregătite, înțelegem noi. Vine cu un vas de mir în care cheltuise probabil tot ce avea. Vine, îl sparge și unge pe Domnul Iisus. Ea se închină și a adus ce a avut mai bun. Dacă ar fi avut ceva mai bun, ar fi dat. Și atunci apar două atitudini. Sunt unii care încep să se gândească și fac niște socoteli și își dau seama e cam scump. S-ar fi putut da săracilor. Dar Domnul Iisus o apără și spune, ea a făcut ce a putut. Dacă ar fi putut să facă mai mult, spune Domnul Iisus, ar fi făcut. Ea a făcut tot ce a putut. Și asta înseamnă că Domnul Iisus a înțeles și a apreciat gestul ei și spune pe urmă că oriunde va fi vestită Evanghelia în lumea aceasta, oamenii vor afla despre fapta acestei femei. Ea a adus tot ce a avut și s-a închinat în felul acesta Domnului. Vedeți, există în Vechiul Testament diferite metode prin care oamenii măsurau. Era o funie de măsurat. Și era și o trestie cu care oamenii măsurau lungimea. Și astea erau metodele omenești. Dar vedeți în Apocalipsa, Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, îi arată lui Ioan o trestie de aur cu care îngerul măsoară. Măsurăm noi faptele celorlalți cu metodele noastre omenești, cu trestia noastră și vedem lucrarea cuiva și spunem cam slăbuți. Omul acesta nu face destul și vedem rezultatele și spunem nu e mare lucru. S-au întors câțiva oameni în atâția ani, nu e o lucrare prea importantă, s-ar putea mai mult. Dar astea sunt măsurătorile noastre. Privind acolo în biserică, ai fi spus despre Gaiu, poate dacă ai fi făcut o contabilitate bună, poate n-a ajutat pe prea mulți, erau mult mai mulți care aveau nevoie și întotdeauna se găsesc oameni care să măsoare cu metodele lor. Dar vedeți, Dumnezeu are alte metode și măsoară diferit. Îl întrebau ucenicii la un moment dat pe Domnul Iisus, oare mulți oameni sunt cei ce umblă pe calea aceasta? Și era metoda lor. Vedeau că nu foarte mulți urmăresc grupul lor mic. Și se gândeau, oare chiar merită, sunt mulți oameni care merg după noi, era trestia lor de măsurat. Dar
Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt în Apocalipsa, arată lui Ioan o mulțime pe care nimeni nu o poate măsura, nimeni nu o poate socoti, o mulțime din orice neam, de orice limbă, din orice seminție. Aceasta e măsurătoarea pe care Dumnezeu o face și e măsurătoarea lui binecuvântată. M-a auzit o povestire despre o firmă care vindea pantofi. Erau foarte cunoscuți și s-au gândit la un moment dat să se extindă în țările africane și au trimis acolo doi oameni care să vadă dacă există suficienți posibili cumpărători și dacă merită să trimit acolo oameni care să producă pantofi și pe urmă să-i vândă. Și după un timp, cei doi telegrafiază companiei care i-a trimis. Unul dintre ei spune, scrie scurt, șansele sunt zero. Aici nimeni nu poartă pantofi, nu cred că merită să investim. Dar telegrafiază și celălalt și spune, posibilitățile sunt uriașe, aici toți sunt desculți, merită să investim. Vedeți? Depinde la ce privim. Dacă privim în biserică la un diotref, s-ar putea să ne uităm lung și să spunem, nu prea merită să rămânem aici. E un om care strică în biserică și mai bine știi ce facem, ne ridicăm și plecăm în altă biserică. Nu merită să rămânem aici. Dar mai este o privire, privirea aceea din Evrei pe care Domnul Iisus ne învață să o avem. Nu să privim la oameni, nu să privim la ce putem noi să facem sau ce putem noi să schimbăm. Să privim la Domnul Iisus. El a fost răstignit și El are putere să schimbe lucrurile. Vedeți, privind în sus, începem să îi vedem și pe Gaiu, începem să-l vedem și pe Dimitrie. Ei niciodată nu se ridică să spună, am făcut o lucrare importantă și am ajutat și pe fratele acela și pe acela. Doar prin Duhul putem să descoperim pe cei care lucrează pentru slava Domnului, să-i apreciem și să nu ne mai uităm la resursele noastre slabe. E aici Apostolul Ioan care parcă repetă aceleași cuvinte și la o privire simplă îi spune, nu e foarte importantă epistola, dar asta e o privire omenească, e metoda noastră de a măsura. Privind în sus la Domnul Iisus, vedem că El poate să schimbe oamenii, că poate să ia oameni simpli ca și Gaiu și Dimitrie și să-i facă slujitorii Lui pentru slava Lui. Și vedeți ce lucruri extraordinare poate să facă un Gaiu care ajută și pe un frate și pe altul. Și Apostolul Ioan îi scrie și spune să îi ajute și pe cei care merg să propovăduiască Evanghelia. De ce îi scrie? Pentru că știa omul acesta vrea să investească tot ce are pentru slava lui Dumnezeu. Și există încă oameni ca și Gaiu și Dimitrie, oameni care vor să-și cheltuiască viețile pentru slava lui Dumnezeu și de fapt asta e ceea ce merită. Haideți să nu ne mai uităm la oameni și la ce putem noi să facem, la cum înțelegem noi lucrurile, la ce rezolvări putem să găsim noi și să privim la Domnul Iisus și la ce poate El să facă, la cum poate El să ridice oameni și să-i schimbe, să îi împuternicească, să îi ridice, să îi ajute să lucreze pentru slava Lui și să lucreze pentru adevăr, pentru slava Lui Dumnezeu și El să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.